zilele noastre, o locuință confortabilă ține cont de micile mari detalii. Vorbim de materiale atipice, cum este pâsla rezistentă la pete și uzură, folosită pentru scaunele de bucătărie, dar și cimentul utilizat tot mai des la mesele de living. Totodată, la trusa casei avem taburete care îți mențin coloana vertebrală perfect aliniată, mobiliere din policarbonat, perfect pentru interior sau pentru grădină. Scaune iconice premiate la Festivalul Internațional de Design, dar aflăm și care este diferența între scaunele de bar și cele de insulă. Îl avem alături de noi pe Alin Albul, managerul de proiect al unui showroom de mobilier și accesorii de design interior. Spuneți-ne, vă rog frumos, ce stil de mobilier aveți aici în showroom-ul dumneavoastră? Showroom-ul nostru, în principiu, este bazat pe un stil minimalist. În spatele meu avem o canapea, una dintre cele mai bine vândute modele din showroom-ul nostru. Producătorul a ales să folosească o țesătură pe bază de lână. Anul ăsta s-au folosit foarte multe materiale naturale, s-a bazat foarte mult pe aceste țesături de lână, acestea fiind foarte rezistente în timp, nu, acestea nu se decolorează, nu se întind. Producătorul, de exemplu, la acest model ne oferă o garanție de 5-10 ani doar la țesătură. E foarte mult pentru niște țesături de casă. Având în vedere că la un aparat electronic sau la o mașină primim aceeași garanție, cred că totuși pentru o țesătură 5 sau 10 ani este de apreciat și asta denotă faptul că producătorul știe exact ce face și oferă un produs de înaltă calitate până la urmă. Îmi aduc aminte că genul acesta de canapele au huse care pot fi schimbate. Producătorul ne oferă la această canapea posibilitatea de a dehusa canapeaua și de a duce la o curățătorie specială pentru o întreținere cât mai facilă, dar nu neapărat se recomandă aceasta. Este mai bine să mergem pe o firmă specializată care poate să vină să facă igienizarea unei canapele la fața locului, fără a fi dehusată. Avem aici lângă noi o masă extensibilă cu scaune de diverse forme, texturi, culori. Chiar aici lângă mine este un scaun din pâslă, dacă recunosc eu bine țesătura. Ne spuneți, vă rog frumos, de ce ați ales materialul acesta mai atipic? Da, acesta este un scaun potrivit pentru bucătărie. Scaunele tapizate, în general, nu sunt foarte indicate în zona de bucătărie. Apar copii mici, apar diferite situații în care acesta se poate păta. Tapizeria, în timp, se distruge. Dar având o pâslă la dispoziție, aceasta este tot așa pe bază de lână. Lâna, din nou, cum vă spuneam mai devreme, nu se întinde, nu se decolorează. Va fi mult mai ușor de curățat și va rezista în timp utilizării în bucătărie. E o variantă potrivită pentru cei care își doresc un scaun tapizat în zona de bucătărie. Fără scăpăm așadar de senzația de rece pe care o simțim când alegem un scaun metalic, un scaun din plastic, de obicei mai ușor de curățat. Picioarele de stejar masiv, de exemplu, care din start oferă o anumită căldură. Materialul de tip lemn, în general, oferă căldură în spațiu, de aceea se folosește foarte mult în zonele de living, zonele în care ne petrecem timpul și dorim să avem activități împreună cu familia. Mai observ ceva interesant. Este o masă de living de dimensiuni impresionante, dar observ că are și o parte detașabilă. Este aici, în partea aceasta. Există o porțiune care poate fi scoasă sau montată în momentul în care avem mai mulți oaspeți la masă? Aceasta este o masă din lemn de masiv de stejar, extensibilă, cu două extensii. Adică în momentele în care avem musafiri, vine familia la masă, aceasta poate să ne ajute să putem să luăm masa cu toții cât mai ușor, iar în restul timpului să avem spațiu aerisit de care avem nevoie în ziua de azi. Pentru că nu întotdeauna apartamentele noastre sunt foarte spațioase și spațiul este o problemă, așadar dintr-o masă mică facem o masă mare, este varianta ideală pentru toți. Categoric se potrivește într-un spațiu mai mic care rezolvă o problemă, ca să zic așa, în momentele în care avem nevoie să așezăm mai mulți oameni la masă. Observăm că aveți aici, în stânga dumneavoastră, mai multe tipuri de cuiere. Sunt din lemn masiv sau este vorba de un material compozit? Oricum, forma este extrem de interesantă. Da, sunt niște obiecte de design, până la urma urmei. Cel din dreapta este făcut dintr-un MDF, iar cel din stânga, care are o formă mai atipică, de fapt amândouă până la urma urmei sunt deosebite, este făcut din lemn masiv.
Și avem două variante de materiale pe care putem să mergem cu acest tip de produs. Este și în funcție de modul de prelucrare și de posibilitățile care ne le oferă fiecare material în parte pentru a putea obține un design deosebit sau un design atipic. Să venim cu altceva, să nu găsim cuierul acela clasic pe care îl putem lua de oriunde. Cred că asta își doresc până la urmă toți cei care vă calcă pragul, doresc un mobilier care să fie mai altfel. Nu doresc ceva copiat la Indigo după ceea ce văd în casele prietenilor. Am vorbit până acum de materiale naturale, de fibre naturale, lână, lemn. Dar vedem aici, în dreapta noastră, un scaun, un taburet pe care l-am regăsit peste tot în showroom. Și e mai special acest taburet, pare dintr-un material plastic și... Da, spuneți-ne, despre ce vorba? Este un obiect din material plastic. Ideea lui de bază, la prima variantă a lui de design, a fost creat pentru spațiile pentru copii, spațiile de joacă, spațiile de învățare. Acesta, neavând piciorul plat, va trebui tot timpul să stai într-un echilibru cu el. Scopul lui a fost să țină copiii concentrați la ceea ce au de făcut și ne lăsându-i să, spunem, adoarmă pe el, deoarece în secunda în care nu se ține echilibru, ai ocazia să piși de pe el. Și cred că este foarte, foarte plăcut și foarte bun, benefic pentru coloana vertebrală, pentru spate. Nu rămâi înțepenit într-o anumită poziție dacă ai de lucru în fața unei mese, de exemplu, chiar pentru un adult. Tocmai asta vreau să vă spun, că după ce a fost încercat de copii, a prins foarte bine la adulți, deoarece aceștia, în termen de o oră pe zi, să-l folosească în loc de scaunul de birou ergonomic pe care l-au, pentru a forța coloana să stea drept și pentru a se putea concentra mai bine. Este foarte des întâlnit în spațiile de tip office din Cluj-Napoca, cel puțin. Noi l-am promovat, este ușor de folosit, este foarte rezistent în timp, este format dintr-un material plastic și cauciuc. Avem scaunele de genul acesta date de poate și 10 ani și își fac treaba foarte bine, sunt într-o stare foarte bună și acum. Este o alternativă foarte simpatică și la clasica minge de fitness pe care știu că o folosesc persoanele care au o muncă sedentară foarte multe ore la birou. Și cred că este chiar o variantă foarte pretabilă, pentru că acest scaun are o înălțime reglabilă, se potrivește și unei persoane mai înalte sau uneia mai scunde. Categoric, da. Acesta se poate regla pe înălțime. În partea dreaptă ajungem la zona de living, vedem tot canapele din texturi naturale. Categoric. Cumpără clujenii așa ceva? Categoric atrage privirile, este un obiect de design, vorbim de un mare producător din Italia, care produce doar obiecte de design de cea mai bună calitate. Puteți observa și măsuțele care au un blat de piatră, un design aparte, mai deosebit, cum vă spuneam și mai devreme, o variantă a unei măsuțe de cafele, altceva. Da, se merge mult pe linii geometrice, observ, și pe linii și piese modulare, cum e cazul acestor măsuțe, cum am observat și alte piese în showroom-ul dumneavoastră, inclusiv canapelele pot fi asamblate, măsuțele pot fi gândite și regândite în diverse forme. De ce este important acest lucru? După cum vă spuneam și mai devreme, am ales o linie minimalistă pentru showroom-ul nostru, ceea ce oferă toate aceste beneficii de a putea folosi diferite obiecte în diferite situații. Cum vă spuneam, acea măsuță se poate folosi și ca și noptieră, de exemplu, ca și o măsuță nu neapărat în fața canapelei, ci în lateral. Când stai pe canapea, te uiți la un film, poate vrei să-ți pui cana fără să te ridici. În momentul acesta am ajuns în fața unei mese cu scaune dintr-un material ce pare plastic. Și vreau să vă întreb dacă genul acesta de scaune se pretează doar pentru zona de outdoor, adică o terasă, un balcon, sau se cumpără și pentru interior, pentru bucătărie sau living? Exact acest model care vedeți că este și perforat, în principiu se folosește pentru exterior, deoarece acesta nu reține apa, se uscă și ele fiind dintr-un policarbonat, în timp poate să devină casante din cauza apei și a soarelui. Dar
acest produs nu va păți acest lucru. Este special făcut pentru outdoor și va rezista în timp pe o perioadă foarte îndelungată de timp. Așadar, și când vorbim despre materialele din care este confecționat un scaun, trebuie să fim atenți la compoziția lor, pentru că, uite, în cazul unui plastic de proastă calitate, un scaun poate fi casant sau culoarea lui dispare într-un an de zile. În cazul unui scaun din metal, acesta ruginește. Spuneți că compoziția materialului este diferită? Categoric, în funcție de destinația produsului, fiecare producător ne indică exact unde putem folosi produsul și în ce condiții și există scaune special create pentru spațiul outdoor sau, cum spuneați mai devreme, partea metalică. Există anumite... Chiar avem acolo niște scaune metalice mai speciale și sunt chiar piesele originale. Da. Chiar dacă mai întâlnim eventual în oraș, în alte părți, niște scaune asemănătoare, sunt doar niște copii. Acesta este originalul și rezistența lui e chiar de invidiat an de zile. Categoric, dacă stăm să ne gândim în țara lui mamă, Franța, o să găsiți scaunul original, poate și din anii 70, încă în picioare și ușor și gata de folosit. Deci vorbim despre un scaun iconic în acest caz. Da. Categoric. Cine cumpără așa ceva? Unde îl putem... Acest scaun poate fi folosit, de exemplu, într-o grădină decorată foarte clasic. Da. Adică dacă îți dorești să obții grădina aia tipică, nu știu, engleză, cu diferite forme mai ondulate. Spuneți că se pretează foarte bine pentru exterior. Acolo am putea să-l folosim, bineînțeles, în cazul în care dorim să obținem într-un spațiu de exterior un efect mai clasic, ca să zic așa, să nu folosim un scaun, cum am văzut și mai devreme, banal, aș spune. Putem să folosim o variantă de genul acesta, care imită, să zic, un scaun din perioada interbelică. Rămânând tot în zona scaunelor din materiale compozite sau plastic, spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte despre setul acesta. Pare un set foarte pretabil atât pe interior cât și pe exterior și foarte comod, cu șezut lat, cu perne confortabile. Acest producător, în primul rând, este specializat doar pe mobilierul de tip outdoor. Despre aceste scaune pot să vă spun faptul că compoziția materialului conține și fibră de sticlă, ceea ce oferă o rezistență în timp. Deci nu e un plastic simplu? Nu, categoric nimic din ce am văzut până acum nu este un plastic simplu. Toate sunt tratate astfel încât să reziste pe perioadă lungă afară. Acest model în special, de exemplu, pe lângă faptul că conține fibră de sticlă, materialul din care este turnat, are și niște ranforsări de aluminiu pentru o rezistență cât mai bună în timp și greutatea utilizatorului. Am revenit înapoi la zona de living și observăm ceva ce și-ar dori foarte mulți în zona de relaxare acasă. Un fotoliu cu taburet pentru sprijinit picioarele, un fotoliu foarte confortabil pentru, nu știu, pentru lectură, pentru frunzărit informații pe tabletă, lucrat pe laptop. Cât de mult se cumpără genul acesta de piese pe care le vedem de multe ori în showroom-uri? Dar se cumpără pentru casă? Categoric, majoritatea clienților își doresc genul ăsta de fotoliu. După cum ați văzut, în showroom vine în diferite forme și diferite mărimi, diferite tipuri de finisaje. Acesta, de exemplu, este tot așa cu un material din pâslă, pe bază de lână, care în timp va ține. Este un produs care putem să-l folosim și într-un spațiu public, în spațiul de lounge area, de exemplu, dintr-o zonă de birouri. Este potrivit inclusiv și rezidențial și profesional se poate folosi acest tip de produs. Pare tot o țesătură de pâslă cu lână, cu multă lună. Spuneți-ne dacă, de exemplu, îmi place fotoliul acesta, dar nu se potrivește culoarea cu ceea ce am eu acasă. Putem configura de după preferință culoarea? Fiecare produs pe care l-am văzut până acum este configurabil. Adică nimic nu este fix, putem să schimbăm diferite variante, cum ar fi țesătura, culoarea picioarelor, absolut totul este configurabil. Aici avem în dreptul nostru niște taburete pe care tot așa le putem regăsi într-o formă sau alta și prin orașul nostru, în diverse spații publice, dar în fața noastră este originalul. Spuneți-ne câteva cuvinte despre el.
după cum o spuneam și mai devreme, împreună cu modelul văzut anterior, este un produs care datează de prin anii 60-70 și încă își menține poziția în piață pentru spațiile publice care au un design folosit foarte des în Cluj la ora actuală. Adică regăsim produsele astea în multe, multe localuri și spații publice. De aceea întrebam, pentru că le-am mai regăsit, dar cu siguranță, observându-l îndeaproape, se simte că textura și finisajele sunt de o altă calitate. Și, pe de altă parte, îl văd foarte ușor de integrat și într-o amenajare interioară pentru acasă, pentru o zonă de insulă în bucătărie sau pentru un bar. Categoric, dacă se merge pe un stil industrial, acesta este produsul de care are nevoie fiecare client. Ne îndreptăm spre zona de bucătării. Suntem la bucătăria care este considerată inima casei. În ce măsură se aleg bucătării foarte moderne, cu finisaje din materiale de ultimă generație sau gusturile clujenilor merg spre finisajele clasice? Aici, în spatele nostru, vedem o bucătărie relativ tradițională. Bucătăria este cel mai utilizat spațiu dintr-o casă. Aici, în fiecare zi, familia se întâlnește dimineața și cel mai probabil și la cină. Dar este foarte important ca aceasta să fie bine organizată și, în primul rând, foarte funcțională. Este foarte important ca lucrurile să ne fie la îndemână, folosind tehnologiile de ultimă oră să ne ajute, nu să ne încurce, să ne ajute să utilizăm cât mai eficient și să pierdem cât mai puțin timp. De aceea o să vedem în partea dreaptă aici un sistem de depozitare foarte util, deoarece noi putem avea acces și din partea dreaptă și din partea stângă și în capătul dulapului și în față. Adică nu vom răsturna nimic când vom dori să luăm un borcan sau o cutie. E vorba de acea cămară, până la urmă e o cămară încorporabilă. Cămara anilor 2018, ca să zicem așa, neavând spații de tip cămară în apartamentele care se produc în 2018. Da, este un lucru foarte, foarte adevărat. Cămările sunt uitate cumva de cei care proiectează noile case. Și atunci trebuie să venim cu soluții care să ne ofere o soluție la această problemă. Următorul corp pe care îl avem aici este o variantă de depozitare a legumelor sau a alimentelor care au nevoie de aerisire. Adică au nevoie să fie aerisite, să se uște în timp sau să nu mucegăiască. Este foarte important să le ținem într-un sertar de genul acesta. Mi se pare asta o idee absolut grozavă, deoarece chiar în apartamentele cu bucătării mici, în garsoniere sau apartamentele cu o cameră sau două, nu ai fizic loc să depozitezi, nu știu, 2 kg de cartofi sau 2 kg de mere în momentul în care vii de la piață cu ele, frigiderul este plin, ce faci? Sunt spațiile perfecte. Categoric e soluția cea mai potrivită pentru genul ăsta de alimente. Mai departe, avem o mașină de spălat vase, care este poziționată exact lângă chiuvetă. Aici ar trebui să avem o chiuvetă. Nu am montat deoarece dorim să îi oferim libertatea clientului care va dori să cumpere această bucătărie să-și poziționeze chiuveta așa cum dorește el. Este foarte important ca mașina de spălat vase să fie lângă chiuvetă, deoarece din punct de vedere al eficienței vom curăța farfuria și o vom pune imediat în mașina de spălat. Tot așa, este foarte important ca sertarul cu tacâmuri să fie tot așa într-o zonă foarte apropiată mașinii de spălat vase. Tacâmurile, paharele și farfurile vor fi principalele obiecte care se vor spăla în mașină și atunci este foarte ușor, foarte ușor de descărcat această mașină. Este foarte important să nu pierdem mult timp. Mai jos putem să vedem și un organizator de farfurii. După cum puteți vedea, am poziționat acest organizator sub plită, deoarece în momentul în care iei mâncarea de pe foc să poți să o servești direct în farfurie, tot așa. Totul eficiența este foarte, da, foarte ergonomic, funcțional. Și spuneți-ne, vă rog, dacă genul acesta de separatoare pentru farfurii sau pentru tacâmuri sunt incluse în standardul oferit de mobilierul acesta, da, sau ele pot fi configurate, pot fi alese sau nu în funcție de buget? În funcție de buget, acestea pot fi alese sau nu, dar standardul pe care dorim noi să-l oferim este categoric un organizator de tacâmuri din lemn de stejar cu un organizator de vase la fel, din lemn de stejar și cel mai important este coșul de gunoi
care trebuie să fie pus în sertar. După cum știți, acel coș de gunoi de pe ușă, rotund, da, care nu ne ajută mai la nimic niciodată, pentru că este foarte mic, am ales opțiunea standard pe care o folosim noi, sunt două găleți de 28 de litri fiecare, care ne oferă posibilitatea să strângem gunoiul selectiv, un lucru care am dorit să-l facă toată lumea, așa cum ne cere și standardul european până la urma urmei. Putem alege să depozităm într-o lădiță deșeurile menajere, iar în celălalt plastic, metal, exact. Și, da. Cele reciclabile în cealaltă parte. La noi oricum se colectează comun, adică plastic, carton, metal, sticlă se colectează împreună și se separă ulterior la groapa de gunoi. Deci este foarte folositor un organizator de genul ăsta de gunoi. Ne orientăm spre un alt tip de bucătărie cu un aspect mult mai modern și din ceea ce observ este o bucătărie cu niște fațete mai speciale, niște fronturi mai speciale. Da, acestea sunt niște fronturi de sticlă sablată, securizată. Practic, ce vedeți, toate fronturile sunt din sticlă. Da. Are o întreținere mult mai ridicată, pentru că pe termen lung nu vor apărea zgârieturi, nu vor apărea niciun fel de modificări la textura acesteia. Ca și rezistență în timp nu trebuie să facă nimeni griji că s-ar sparge. Fiind o sticlă securizată, aceasta se sparge foarte, foarte greu. Iar pentru familiile cu copii mici nu este niciun motiv de îngrijorare? Nu, categoric nu este cazul din punct de vedere al securității. Cei de la producătorul german a făcut toate testele necesare înainte să scoată un produs pe piață. Adică nu există posibilitatea unui accident, categoric. Ne spuneați și aici că avem tot acest gen de cămară pe care o dorim în fiecare bucătărie, tot așa încorporată, undeva. Puteți în mobilier. Să vedeți aici cămara încorporată. Dorim să o avem în fiecare bucătărie pentru că toată lumea are nevoie de o cămară și considerăm că e cel mai eficient mod de a depozita alimentele. În momentul în care vorbim de insulă, vorbim și de scaunele potrivite pentru așa ceva, deoarece o insulă de bucătărie de regulă are o înălțime puțin mai mare decât o masă obișnuită, da, și scaunele trebuie să fie pe măsură. Spuneți-ne, există scaune speciale, observ lângă blatul acesta din lemn niște scaune din material plastic. Este se tot potrivesc? Un policarbonat, da. Bineînțeles, pentru un spațiu, în funcție și de decorul pe care îl avem la dispoziție, vom alege scaunul potrivit. Adică, dacă avem o zonă mai minimalistă, mai simplă, vom putea merge și cu un scaun din policarbonat, dar în funcție de nevoie, în funcție de design, e foarte important să știm cum arată spațiul, ce așteptări are clientul și în funcție de asta putem să alegem scaunul potrivit. Într-adevăr, există deja două tipuri de scaune de bar, adică barul clasic este la 1,100 m înălțime și vom folosi un scaun de 75 de cm înălțime, adică șezutul lui va trebui să fie la 70 cm înălțime pentru a oferi o ergonomie potrivită pentru servirea mesei, pentru a sta la acest tip de masă. Bucătările de insulele sunt undeva mai mici, sunt undeva la 90-95 de cm și atunci categoric vom avea nevoie de un scaun puțin mai mic. Producătorii au realizat această nevoie și au început să producă tot mai multe modele și pe varianta mai joasă, în jur de 65 de cm șezutul acestuia. Acum puteți vedea scaunurile, cele două negre, au șezutul la 65 de cm. Da, sunt mai joase. Are la 75. E bine de făcut această diferențiere pentru că sunt convinsă că nu foarte multă lume cunoaște aceste aspecte și de cele mai multe ori te referi așa generic la un scaun. Am nevoie de un scaun de bar, fără să fii foarte conștient că e vorba de bar sau de o insulă de bucătărie și cumperi orice scaun cu picioare înalte pe care îl vezi, îți place. Categoric, așa este, dar apare această particularitate care e bine atunci când un client își dorește să comunice persoanei care are la dispoziție aceste tipuri de scaune, să-i comunice exact toate informațiile de care are nevoie ca să-și poată da seama ce tip de scaun să-i propună sau ce tip de scaun să-i ofere. Aici, în fața noastră, avem un scaun mai special. Este tot un scaun de designer, un scaun celebru, care este recunoscut de specialiștii din domeniu. Despre ce este vorba?
Da, într-adevăr avem un produs care a fost premiat, are premii de design, cum ar fi Red Dot Awards. Este, scaunul se numește Miura, este, producătorul este producător care se numește Planck, iar designerul este Constantin Gricici. Constantin Gricici este unul dintre cei mai cunoscuți designeri de obiect din lume la ora actuală, adică el a făcut designul la cele mai titrate produse din ultima perioadă. Deci, practic, tot așa, un obiect de design găsit și în piață, de foarte multe ori copiat de către alți producători. Dar aici vorbim de original. Aici putem să găsim varianta originală, cu siguranță varianta produsă de producătorul pentru care Constantin Gricici a lucrat acest produs. De curiozitate pentru telespectatorii noștri, spuneți-ne cât costă un asemenea scaun de ordinul sutelor de lei, miilor de lei, sutelor de euro. Ne e foarte greu să ne orientăm puțin și am vrea să știm cât poate să coste o asemenea piesă de artă până la urmă. Acest produs ajunge undeva la 1000 de lei cu TVA. Deci este un produs, din punctul nostru de vedere, accesibil. Este un produs care are un termen de viață de minim 10 ani la utilizare de tip comercial, adică într-un spațiu public, trafic intens. Vorbim de un birou, vorbim de un restaurant, vorbim de un trafic intens. Iar pentru acasă, practic, îl cumpăr pentru o viață. Categoric, acest aspect, din nou, acesta este și polivalent, poate fi folosit și afară, adică materialul din care este realizat este foarte rezistent și nu necesită niciun fel de întreținere, decât o simplă curățare. Avem aici o masă de living dintr-un material special. Dacă până acum am vorbit de materiale naturale și ne referam la lemn sau la texturi de lână, aici avem o masă cu picior și cu blat din ciment. Spuneți-ne de ce să alegem așa ceva. Care ar fi avantajele? Practic, această masă este, din nou, cum vă spuneam și mai devreme, polivalentă. Aceasta se poate folosi atât la interior cât și la exterior. Vorbim de un material compozit care imită cimentul. Aceasta este produsă de către tot un producător din Italia. A avut un design deosebit prin folosirea acestor materiale și rezistența acestora. Putem să observăm cât este de subțire blatul și totodată cât este de grea masa. Deci oferă o rezistență în timp. Vorbim de tot așa de un material compozit care poate fi folosit atât afară cât și înăuntru. E vorba despre un material care este și pretabilă, nu știu, zgârieturi, mă gândesc. Nu se pătează în momentul în care verși un pahar de vin sau o cafea pe el. E foarte ușor de utilizat și fără să-și faci mari probleme, chiar într-un living. Aceasta se poate utiliza, cum vă spuneam mai devreme, în orice condiții. Fiind foarte rezistent materialul, acesta nu se pătează, nu se zgârie. După cum puteți vedea și textura pe care o are, chiar dacă apar mici zgârieturi, acestea nu se vor distinge, deoarece masa în sine nu are o textură uniformă. Și dă impresia de patină a timpului, de textura materialului, până la urmă, orice fel de imperfecțiune mai poate să apară. Orice imperfecțiune va apărea, nu se va cunoaște, nu se va ști exact când a fost acea imperfecțiune, deoarece toată masa nu este uniformă. Dă impresia de zgâriat și de nefinisat. Un stil industrial, practic. Vreau să vă mai întreb despre scaunele pe care le observăm în jurul mesei și observ un trend tot mai accentuat în ultima perioadă. Nu mai alegem scaune dintr-un singur set în momentul în care ne facem setul pentru living. Alegem scaune cu texturi, culori diferite, dar ceva comun. În 2018 nu se mai practică simetria, adică dorim să fim diferiți, dorim să nu fie exact lucrurile la fel. Și am observat un trend în piață. Acești clienții doresc scaune diferite, de exemplu. Dacă acum 10 ani aveai o masă cu 10 scaune, toate erau la fel, astăzi o să ai 6 scaune la fel și 4 diferite, pentru a oferi puțină diversitate și diferențierea de care avem nevoie într-un spațiu. Producătorii ne oferă o mulțime de variante și ne putem folosi de acestea pentru a decora chiar și printr-un simplu scaun, spațiul din living sau
din între casa noastră. Observă culori diferite la scaune, uneori texturi diferite, chiar modele diferite. Îl observăm pe acesta care rupe ritmul, este altceva decât celelalte de la masă. Spune-ne care ar fi elementul comun când decidem să facem așa un melanj sau avem aici nevoie de un specialist pentru a totuși păstra o linie unitară când vrem un design de acest gen? Contează foarte mult care este scopul și ce vrem să obținem în primul rând. Adică poate că vrem să obținem totuși ceva, un format liniar, adică să avem obiecte similare, dar cu diferite culori sau texturi, dar ca formă, după cum puteți vedea, scaunele negre au un tip de picior și scaunele albe au un alt tip de picior, dar șezutul este similar, culorile sunt diferite. Deci, practic, putem să alegem. L-am avut alături de noi pe Alin Albu, managerul de proiect al showroom-ului de mobilier și accesorii pentru casă.